Morning Glory, Morning Glory, rotisați sunt puișorii. Și bonjurică, bonjurică, na, ce să le zici la oameni? Dați-mi 400 de euro, o iei așa pe ocolite. Dar a venit Teo pe la noi, care mormăie de când i-am dat brânză cu ras al hanut. Și cu ananas, și cu ghimbir, gingeraș, și cu smochine. Ginger, da. Gingerașul meu. Ce uite. Da. Așa, mă gândesc la Ptolemeu. Băi, sunt probleme foarte mari în învățământul românesc și tocmai de aia... Asta e foarte surprinzător. Da. N-am auzit până avem și spectacol pe 10 la Sala Palatului. Da, pe 10 mai la Sala Palatului, ultima miuță de bilete este pusă în vânzare. Se dau ca pâinea caldă. Da. Da. Ca franzela când ai parizer. Da, da. Se dau... Și unt. Se dau ca un copil cu un capac de WC-ul pe o pantă foarte abruptă. Da, este nebunie. Este efectiv nebunie. Și de asta aveam rămas cu... Deci, numai 1000 de bilete mai avem. Deci, atât? Asta. Doar? Păi, s-au vândut foarte, foarte bine și ultima miuță este acum scoasă la vânzare. Am zis să o dăm și pe aia, știi, ca să nu... Dă-le, dracu, să nu scoată ochii după aia, da. Noi le țineam pentru prieteni, dar după aia ne-am mai certat cu câteva rude și am rămas cu miuța aia de bilete și am zis, hai să le punem la vânzare. Și ce facem noi? Le punem la vânzare. Dă-le, dracu, hai să vedem ce se întâmplă. E păcat de ele. Exact, păcat de ele. E păcat de Dumnezeu să nu se vândă. Da, da, da. Sunt analfabeti funcțional, care trebuie să intre și ei la voi. Păi da, că nu punem subtitrări, n-au nimic de citit și și ce înțeleg nu contează, râd și ei când râd de lume. Exact, mai nimeni să lângă un, da. Lângă un alfabet funcțional și... Am fost ieri la Jordan Peterson, să știi. Erai și tu acolo. Orice, da, ai vezi fost că și nu tu? Te-ai întâlnit. Eu am ieșit la plimbare și m-am întâlnit cu mai multă lume și i-am condus pe toți la coadă, după care m-am dus acasă. Da, eu am și intrat și am plecat după tipul spectacolului? Da, da, da. Nu se poate privi așa ceva. Da, ai văzut ăla, era pe scena nouă, era un careu de 4 afișe. Da. 4 erau. Un carei, nu un careu. Ah, ce prost ești, uitați-mi că ești de prost. Așa. Galileo Galilei, ca să se liniștească. Da, da. Dacă intri în agitație, dacă nu-mi dai o rimă, începe să devină brutal. Și erau dispuse așa. Da. Era de 4 ori Jordan Peterson. Și pe fruntea lui, pe primul era scris un L, așa. După aia A, așa. După aia B și pe ultimul E. E, na. Pă bune, mă, și-au bătut joc, mă, de asta. Bă, se glumește cu chestiile astea. Dar nu frumos să-l faci pe omă bal. Da. Nu e ok deloc. Măi, să știi că eu am plecat de plictisală. Nu am avut niciun fel de problemă din asta, nu știu... Cum se tot presupune acum că e vorba numai de ideologie. Dincolo de orice ideologie, păcatul suprem e să mă plictisești. Și m-a plictisit până la lacrimi. Plus că a fost în deschidere soția dânsului, care a timp de 10 minute a povestit cum nu. Adică la ce făcea, nu. La ce făcea acolo la Sala Palatului nu era bun. Are prieten. Asta zice, băi, îl are pe ăsta de soț. Acum prieteni nu știu dacă sunt. Faza e că... Nu poți să fii prieten cu ăsta. Băi, ăsta. Nu știu, ideea e că asta 10 minute și ne-a povestit. Deci doamna Peterson ne-a povestit timp de 10 minute cum... Dar vine soțul imediat. Nu, dar verișoara ei și-a părăsit bărbatul în mod brusc și misterios. Deci asta a fost 10 minute. Povestea cum verișoara ei s-a divorțat la bătrânețe de bărbasul și nimeni nu știe de ce și cum. Și este foarte nasol asta. Și asta a fost 10 minute pe scena Sării Palatului, în momentul în care am zis, bă, pe 10 mai, când avem spectacol Teo Vio și Costel undeva la mijloc, stand-up comedy de calitate excelentă, a zis, bă, nu se poate întâmpla nimic mai rău decât ce am văzut aici. Deci cum ar fi să apară Melinda pe scenă? Da, și să povestească că are ea o verișoară. Bă, uite aici. Bubele sunt interesante. Să vezi verișoarele ce pitisor. Da, le cer bani și nu mai n-o să dea nimeni și nu vezi buba. Da, deci asta am venit să raportez din teren. A fost foarte interesant. Și cam pe la ce a ieșit? Adică ce se discuta pe scenă? E foarte important să comunici în cuplu. Asta este ce a venit filozoful și psihologul american Jordan Peterson. Ne spunea că e bine să vorbești cu nevasta, da. Înainte sau după ce o pleznești? Acum depinde și ce suflet ai. Știi că dacă vrei să zici înainte, vezi că vine, îi zici, să vezi că vine. Dacă nu face nimic, știi, să te enerveze. Da, și atunci trebuie să vorbești cu ea ca să poți să te enervezi. Dacă nu ești enervat, parcă nu intră de număr. Hai să nu mai facem glumele astea că e prea dimineață. Sau așa, da, cum zici tu. Bun, felicitări celor care au îndurat supliciul și probabil că sunt îmbogățiți interior acum.
Dar nu uitați, mult mai plăcut e la Teo, Vio și Costel. Da. Chiar vorbeam de dimineață, bă, ce bine ați găsit chestia asta. Dacă te chema pe tine Victor. Da. Victor și Viorel odată și Vio n-aveau niciun sens. Da. Împreună. Și pe Costel să cheme Vali, să fim Victor, Vali și Viorel. Da, aiurea. Vali, Victor, Viorel. Da. Sună merge. Nu, tot merge. Vali, Victor, Viorel. Da, da, da. Viorel ăla, Viorel, pe mine. Vali, Victor și nu Viorel. Nu cum te cheamă pe tine, ci cum îl cheamă pe Vio sau da. Costel. Acolo TV unul cu L la sfârșit. Da. Marinel. Dacă îl chema Marinel, mergea oricum. Da. Teo, Costel și Marinel. Putea să fie Bobo... Teo, Costel și Marinel. Bobo, Grasu... Scuze, Bobo. Era virgulă. Plus că mi-ai dat brânză. Bobo, Grasu și... Cornel. Mirel. Cornel. Și Costel. Da. Costel, așa. Bobo, Grasu și Costel merg extraordinar. Poți să pui orice... Eu asta vreau să... Că înainte, atenția. Deși Costel... Costel este elementul. Da, da, da. Da, da, vrei să spui că... El e miezul cum ar veni. Deși n-ai zice. Deși ar putea să meargă și Teo, Costi și Viorel. Da, dar nu sună la fel. Teo, Sandel. Costi și Viorel. Uite, suna Voru formație, Sandel. Anul 2000. Da, 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 exact. Teo, exact. Vio și Sandel. Da. Acum, bă, vreau să spun că... Te uiți la Costel, Costel, grijă mare. Nu mai aveam nicio miuță de bilete dacă era și Sandel. Era Teo, Vio și Sandel. Nu se mai punea problema așa. Adică nici nu trebuia să vii atât de jos încât să accepti o invitație la Morning Glory. Băi, să promovezi show. Da, aceste umilințe. Nu zic că ai fost și la Kiss FM. Da. Peste asta. Da. Bă, a trebuit să mă antrenez. Și da, într-adevăr, umilințele astea sunt foarte greu de îndurat. Dar facem orice pentru că nu ne cheamă cum trebuie. Dacă paste de euro sunt paste de euro. Știi? Principiile sunt principii. Bă, principiile sunt pentru oameni săraci. Da, e adevărat. Spune-mi, te rog, Teo, ce părere avem acum despre meme-urile astea de pe Facebook, alea cu oameni albi făcuți negri? Da, mi se pare că au fost amuzante primele 200 și după aia am început să, din punctul meu de vedere, să scadă doar din perspectiva abundenței. Adică a fost amuzant prima oară, prima pe care am văzut-o, nu știu, cred că aia cu Iliescu era sau nu știu. Ai zis, aha, ok. Bă, și după aia am început să... Na, cum se întâmplă? S-a deschis poarta și am început să facă sute de astea și zâmbetul a început să-mi dispară încet, încet. Da, cine se distrează, să se distreze, să se simtă bine. Nu, Doamne ferește, acum că judec eu. Să meargă la Jordan Peterson. Băi, și din nou m-am dus acolo, ți-ai zis, dincolo de orice fel de ideologie sau orice fel de abordare. În asta m-am să văd ce are omul de zis. N-a avut nimic de zis, am plecat. N-am, și... Deci era despre cuplu, nu despre omenirea, nu despre inteligența artificială? Păi da, omenirea n-a început, era un cuplu, Răzvane. Și era pe Iisus pe astea? Nu era pe Iisus. Că el e specialist în Biblie, de fapt. Ea a zis că i-au stat două săptămâni la biserică. A avut și o poveste cu biserica, cu ceva, care nu am înțeles. Mănăstire ceva, nu știu de ce povestea chestia. A fost foarte, foarte misterios, să știi. A fost misterios. Dar misteriul după aia a început să dea gard în gard cu plictiseala și după aia a căzut gardul din partea plictiseala spre pe mister și am, da, da, am plecat. Pare rău, da. Nu vreau să supăr pe nimeni, Doamne ferește, după cum ne învață Jordan Peterson, trebuie să fim foarte grijulii cu sentimentele celorlalți. A, da, așa, așa zice? Dar când se poate avea părere? Adică poți să mai ai o părere în ziua de azi că... Acest nu se glumește cu chestiile astea și ce caută Macanache la Rock FM, ce treabă are Macanache cu rock-ul, am tot primit din astea și nu știu, mă simt și eu prost față de oamenii ăștia, știi? Dar stai mă, în primul și în primul rând, ce treabă are o groază de lume cu rock-ul? Ce s-a întâmplat? Am primit ceva. Oh, sper că e mai multă brânză, sper că este multă brânză. Sper că să verifici la intrare, că pare suspect. Ce s-a întâmplat? Ce am primit? Ah, da, chiar e posibil să fi primit mai multă brânză, cred că e de la Revino, da. Da, da. Ia uite. Da. Deși am sentimentul că e mai multă băutură, Teo. Ia băi, da. Vrei să spui că brânza nu vine în cutii de-astea lunguiețe, așa? Brânza nu vine pe bagnă de... E băutură, nu? Ah, fier ar să fie. Bă, o carte nu ne-ar trimite și nouă. Și unde Șutir Bușon. Ne-au văzut trăgând de dopurile astea și au zis, băi, lucrați elegant. Așa, da. Ce facem cu părerile? Adică mai putem? Deci mai a venit un val de feedback negativ pentru Maca? A fost Maca? Da, nu, a fost primit bine, dar au fost și câțiva. Ce treabă are Macanache cu rocul? Și am întrebat, dar ce treabă are geaca de piele cu rocul? Dar ce treabă am eu cu? Trebuie să fredonez ceva din Iron Maiden acum? Da, chiar. Poate. Ce s-a întâmplat? De cantor? Nu, bre. Ce am primit, mă? Invitații. A, invitații, bine, da, mergem. Am mai bine. Fost la festivalul ăla. Da. Da.
Așa, așa. Deci, părerile sunt foarte importante pentru România. Mie mi se pare că sunt, cum să zic, sângele care oxigenează poporul ăsta, părerile. Hemoglobina, este... practic. Da, da. Este, mi se pare că părerea este ce îți rămâne când nu mai ai nimic. Poți să nu mai ai nimic, dar nimeni nu poate să-ți ia părerea. Și poți să și începe așa, după părerea mea. Poți să începi prin a nu avea nimic, dar ai o părere despre toate lucrurile astea. Ai o părere, da, asta spun. Când n-ai nimic, o părere ai. Poți să și trăiești așa până la sfârșitul zilei. Și culmea care, știi ce, cred că poporul ăsta iubește părerile? Pentru că părerile nu pot fi niciodată greșite. Ele pot, tu poți să spui orice, atâta timp cât anunți că este o părere și că este a ta. Părerea mea, așa. De-aia se termină totul cu părerea mea. Pentru că părerea mea este un scut care se ridică în fața orice critică ți-ar putea fi adusă, știi? Poți să spui absolut, absolut eu doar orice. Doar zic, nu dau cu parul. Da, exact, părerea mea. Cum poți să ieși dintr-o părere elegant? O părere proastă? Nu există păreri proaste, asta încerc să spun. Mă rog, o părere care poate fi contrazisă cu argumente. Nu există majoritatea părerilor. Nu există argumente împotriva unei deci păreri. Deci nu poți contrazice o părere. Asta voiam să-ți spun, că asta, de asta e piua tot timpul. E piua, înțelegi, părerea mea. Păi da, dar nu e așa. Păi da, dacă e părerea mea, ce o să faci? Înțelegi, pentru că dacă trăiești aici în capul meu, nu poți să intri în capul meu să-mi faci ceva la părerea aia, știi? Și atunci părerea trăiește aici în capul meu, n-are lumea de a face cu părerea mea. Eu din când în când mai dau părerea către lume, dar lumea n-are ce să-mi facă la părere. Deci asta, de asta, îmi place cum gândește. Da. Bă, părerea mea. Îmi place părerea lui. Scuze, nu vreau să interzic asta. Dar conștiințele astea treze, oamenii care aleargă la maraton, unde crezi că mai este adevărul? Mie mi se pare că acum e la vegetariani, la aia care caută un încărcător de Apple sau de iPhone și în general la iubitorii de animale. Cred că acolo e adevărul. Adică ăștia au voie să vorbească, ei se pot exprima pentru că se și ocupă de lucruri foarte grave și foarte serioase. Nu nimicurile astea pe care le discutăm noi, vorbă în vânt aici. Da. Deci ai trei categorii de oameni care crezi până acum, de ăștia mi-aduc aminte așa la prima oară. Ăștia care aleargă. Înțeleg cu dacă are faza cu oameni care caută un încărcător de iPhone. Păi, nu știu, sunt importanți, sunt întrerupți din ceea ce fac, din misiunea lor pe pământ, da. De faptul că le lipsește un încărcător de iPhone, de Mac. Să-și iau un telefon cu baterie mai bună. Și de-abia acum am început controversele, prieteni, dacă credeți. Bă, tu ai văzut, mă, da. Da, exact. iPhone 14 Pro? Da. Da, este extraordinar. Max? Da, ăla este foarte frumos. Ăla, da, ăla m-a făcut să mă gândesc. Da, ăla da, dar alea, nu știu. Costel tot timpul umblă fără baterie. Eu nu înțeleg oamenii. Așa și arată, Costel arată ca un om. Fără baterie. La telefon, bă, omule, la telefon, ziceam. Are și o familie mare, deci sigur primește multe mesaje. Și cu bicicleta aia oribilă, cu coșulețul ăla disproporționat pentru copii. Las-o, mă, în pace, cu Triciroaba se numește. Dacă poți să crezi, așa. Triciroaba Isaura. Deci... Da, vreau să zic, pe cine ni se mai pune pata, știi, când vrei să te legi de cineva. Că, ai trecut și tu pe lângă niște golani care n-aveau ce să facă. Băi, având în vedere că din nou am venit pe jos și că merg foarte mult pe jos, eu am un respect nesfârșit pentru oamenii care parchează mașina pe tot trotuarul. Pentru că mă gândesc că ei nu merg. Adică n-ai cum să blochezi tot trotuarul și după aia să te dai jos din mașină și să devii pieton. Pentru că ăsta e blestemul nostru, asta e condiția umană, din când în când mai ești și pieton. Și eu nu înțeleg oamenii ăștia care se dau jos din mașină și nu... Păi, ei pe unde merg, mă, când pleacă de lângă mașina aia? Păi când se dau jos din mașină, se dau jos pe carosabil. Păi da. Pe stânga. Păi da, și după aia... Pe carosabil în continuare. Asta zic, e posibil. Ei nu sunt pietoni. Toți românii vor să parcheze în față. Da. Da, da. Dacă ai parcat în față, nu mai ai nevoie să te deplasezi. Poți eventual chiar să ieși pe ușa din dreapta și să intri direct unde ai treabă și nu mai mergi ca săracii pe trotuar. Da, 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 asta să spun, asta spun că nu cred că mașinile nesimțiților, da, care au parcat pe trotuar. Ceilalți sunt nesimțiți. Păi da, așa se parchează. Da, 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 da. Așa exact, zise el în timp ce închidea ușa de la mașina parcată pe tot trotuarul. Plus că ți-o poate juli tramvaiul, ți-o poate juli un prost care merge aiurea pe stradă, cu nu știu, să conducă nenorociția. Cu căruciorul, zgârie cărucioarele alea. Bă, zgârie, dracule, face numai din colțuri și din metal. Da, da, da. Da, de mine era să mă omoare ieri unul cu livrare, așa, care era cu scuterul pe trotuar, am ieșit din casă, iau, trecut prin fața mea. Frate, e trotuar. Au și biciclete cu motor. Era din Constanța. Avea număr de Constanța.
E altfel acolo. Că așa a trecut, era de o, era de o jachetă pe scooter că a trecut. Miau! Da. Da, doar că pe comorul roșu. Era, da, da, asta era banc vechi de tot, ăsta cu pisica lui Schumacher. Da, 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 da. Care face... Miau! Bine ați venit la Rock FM. Mizerii peste mizerii. Ce treabă are Rock FM? Ce treabă are Teo cu Rock FM? Zi-te repede două albume de la Iron Maiden. Hai să vedem acum, da, ia. Ride the Lightning și Roots. Bun. Dar da, zi cum am vorbit noi cu... Cum o cheamă pe blogărița care mă urăște? Marilu. Marilu. Așa. Venim Marilu Dobrescu. Știi pe Marilu? Da, te urăște. Da. Mm-hmm. A venit aici și a zis că e fan Nirvana. Și i-a pus... S-au luat și ăsta în serios. I-a pus 10 întrebări cu... 10 întrebări cu Mihai Rifai. Și... despre Nirvana. A călcat-o în picioare. Și tot pe mine mă urăște. A reușit că nu e pregătită. Din cauza mea. Eu că ăsta ziceam întrebările și eu ei le puneam, știi? Da. Păi dar și tu ai pus. Eu le puneam cu răutate. Păi asta zic. Depinde și cum o zici. Deci da, iată întrebarea. Ce treabă are Teo cu Rock FM? Deci 0729001122. Hai să înțelegem dacă mai e cazul sau nu, că aducem primul ascultător care sună și intră în direct primește 500 de bilete pentru 10 da, mai la aparat. Să se descurce, domnule. Să se descurce să ne pundă el. Treabă. Noi am încercat, n-a mers. Băi, uite, momicile cu cărucioare zgârie mașini. Da. Pe asta ziceam. Da. Scuze. Noroc că le blochează. Păi da, mă. Pe asta zic, normal că ăștia blochează totul. Cine e Teo? Primul răspuns, respect. Cine e Teo? Respect. Respectul înseamnă respect. Și e Rock FM. Da. Unde sunt? A dat paste de euro. De asta are plete. Teo are păreri. Da. Legătura e paste de euro, da. Paste de euro, exact. Legătura de ce? Oh! Bravo! Băi, am spus că e foarte prost. Nu? Băi, băiatule, media de vârstă sare spre 3 cifre la ce glume avem. Treaba lui Teo cu Rock FM e că aia e. Mm. Da. Da. Da, corect, foarte bine. Je suis Teo, a spus da, cineva. Deja. Așa. Normal că are treabă. Dacă aveam treabă, era mai ce? Da. Da, așa. Te rog eu mult... Cel puțin știe să articuleze da? Două cuvinte, nu ca Macanache care nu articula trei cuvinte cum trebuie. Păi dar de ce să le articuleze? Ce au făcut? Da. Vorbim de Rock FM sau de Teo FM? Da, mă rog, cam slăbuț. Își lasă barbă să pară heterosexual. Stai bun. Sunt foarte bun, dar cred că sunt moduri mai bune în care se păcălești lumea decât să-ți lași barbă. Just slabele de pe Teo. Plus că uite, tramă, hai. Just slabele pe Teo poporului. Da. Îți mulțumesc. Cu drag. Ci că conține literele R, O, C în nume. Da. Da, în numele complet. Da. Da. Și capa dacă vreau. Dacă e. Că deci să jur că eu am crezut că vine Teo Trandafir. Teo locuiește aproape de radio. Greșit. Nu. Fac aproape oră pe jos. Deci nu sunt chiar de aproape. Mai repede ajungeam la OTV, să știi. Dacă mai era în română. Da. Bine, ca distanță, că de ajuns nu ajungeam eu la OTV, îți dai seama că nu sunt eu la nivelul ăla. Eu vin aici, pe la mizerile astea de emisiuni, nu la pe televiziunea poporului, doamne, domnul Dan. Da. Bun și asta. Și că Teo e nu am... Teo... Dar dai la câte două, mă, ca să ne-ai făcut mai colegia. Nu avea treabă, băi. El a crezut că dacă sunt două minore împreună, dacă au 34 de ani, e ok. Ha? Îi lăsam? Da. Continuați. Băi, tu citești mesaje acolo, vreau să ne facem emisiune aici. Da. Pe jos, săracule. El nu avea treabă, voi nu aveați invitat. Da, exact. Da. Părerea mea, corect. Da. Corect. Nu, nu suntem singurii care îl primesc. Are barbă ca Mihai, da. Toată lumea locuiește la 5 minute de radio. Corect. A, ce foame de bani în ziua de azi. Ce alte probleme mai sunt, Răzvan? Păi eu pe tine te întreb, că noi știm ce probleme sunt. Voi știți? Eu chiar mă întrebam, voi sunteți curioși ce probleme sunt sau doar verificați dacă mai știe și altcineva? Verificăm întotdeauna. Deci voi știți ce alte probleme sunt. De asta suntem aici. De asta suntem o entitate media. Am văzut că ați postat ce alte probleme mai sunt în stand-up. Da. Da. Sunt probleme în stand-up?
Băi, sunt probleme tot timpul, pentru că, după cum bine zicea colegul Vio și asociatul Vio, în stand-up, stand-up înseamnă 90% bărbați care se plâng. Restul de 10% sunt femei care se plâng. Și în România. Și deci cam asta este. Sunt nepleonasm, femei care se plâng. Hey, 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 hey. Nici măcar n-ai intrat la Jordan Peterson și așa faci. Da. Scuze. Deci am sunt bărbați care se plâng. Și deci niște bărbați care se plâng, care trăiesc din a se plânge, nu poate să rămână vreodată fără probleme, pentru că efectiv ți se ia până da. Dacă nu mai ai probleme, efectiv nu mai ai nicio șansă în meseria. Și ce probleme mai au acum bărbații din stand-up? Mari bărbați din stand-up. Nu știu ce probleme au mari bărbați din stand-up, mai invită la o dată pe Bobonete. E cel mai mare bărbat din stand-up? Sau Micuțu e mai mare? Micuțu cred că e mai mare. Sunt acolo amândoi. Da. Sunt, da. Sunt pe locul 1 amândoi. Nu pot spune că împart aceeași treaptă. E, acum nu toate treptele sunt mici. Dar... Podiumul e treapta lor. Da. Așa. Da. Deci, probleme pe care le avem, în general... sunt că nu suntem apreciați destul, noi suntem, avem un ego foarte fragil, suntem, avem un ego de porțelan, aș spune. Nu suntem niciodată apreciați destul, nu suntem niciodată mulțumiți de ceea ce facem. Probleme de ordin major, nu sunt niciodată niște probleme grave, dar ele fiind micuțe, sunt ca pietricica aia din pantof. Cam astea sunt probleme din stand-up. Și în general stand-up-ul cu asta se ocupă, cu pietricica din pantof. Bolovanul vede toată lumea. Asta ar fi problemele. Da. Deci, pentru asta l-am invitat pe... Da. Bă, nene, dar tu ești Jordan Peterson, frate. Zici că a vorbit soția ta, vreau. Ce alte probleme mai sunt? Ce urât, bă, de atâta timp când vine emisiunea, niciodată n-am fost jignit în halul ăsta. Incredibil. Jignit în halul ăsta. Să facem... o întrebare imposibilă. Bă, o să fac joculeț. O asociație de oameni care te urăsc, o sunt pe Marii Lu. Dar și el mi-a zis, Maria Popistașu, mă, nu fi scârbă la radio. Da. Așa mi-a zis, nu fi scârbă Maria, la radio. Maria, Marii Lu, ne adunăm ca fetele și facem asociația Dălurește pe Exarcu. Bă, uite, mă, ce mizerie am putut să spun. Și ce dă-l, fi venit? Dă-l scris fără cratim, așa, da. Asociația Dălurește pe Exarcu. Avem pietricică în pantof, zi o problemă și, adevărată. Și te scriem și cu S. Dălurește pe Exarcu. Cum spune Măruță, săracu. 30 de ani se chinuie să pronunțe exact. Bă, el lucrând în media nici nu trebuie să aibă dicție. N-a, acum. Bună dimineața și ție, Cătălin. Vezi că și de ce ești, mă, scârbă la radio? Da. Că m-a pus să-mi sparg un ou în cap de aia și de atunci am o asociație de un om care îl urește pe măruță. Cum te-a pus să spargi un ou? Da, m-am fost invitat de aia odată și a trebuit să jucăm un joc din ăsta intelectual, gen să sărim între pahare sau nu știu. Și după aia să cine pierdea trebuia să dea un ou, dar ei ziceau că au ouă fierte și ouă crude și nu putem ști dacă nimerim un ou fiert sau nu. Îți dai seama că erau toate crude. Mă lași, deci știu eu cu COVID-ul și cu astea și nu știu cu ouăle lui măruță. Erau toate crude, zăi seama. Și am luat un ou de la și mi l-am dat în cap. Vezi, asta înseamnă. Deci, de ce ai fost la Brené Brown când a venit? Cine? Doamna cu vulnerabilitatea. Nu. Acolo trebuie să mergi. Pentru că tu acum ți-ai deschis baierele sufletului. Da. Ne-ai povestit despre momentul când ai fost vulnerabil la măruță. Da, mi-am spart un om cap la măruță. Știi, cum se numește... Cum se numește vârful, când ești în vârful carierei? Apogeu. Ăsta e opusul. Ăsta a fost opusul. Perigeu. Perigeu. Da. Nu? Da. Perigeu nu e ceva ce... Sau peroneu. Perineu, da. E perineu carierei. Perineu. Poftă bună, Teo, cine e Teo? Ha! Știi cum e cu ce a rămas lumea în general? Adi Despot. Deci cum intră ăștia în istorie? Da. Adi Despot e băiatul ăla cu 3. Da. Știi? Da. Regretatul Andrei Gheorghe, uh-huh, e băiatul care a căzut boc la el în emisiune. Da. 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 Istoria, din păcate, Teo, dacă nu faci repede ceva... Da. Te va consemna ca băiatul ăla care și-a spart un ou crud în cap la măruță. Păi, tu-ți dai seama? Băi, sunt oribil când zici așa, vine să intru pe contrasens, omor niște oameni.
Băi, nene, deci e groaznic. Da, 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 da. Parcă îl și vezi pe Teo așteptându-l, pândindu-l pe măruță. Ha, da, culmea, știi care? Bum! Nu, nu, trebuie să-l fac să-și spargă el un ou de cap. Nu vreau să-i sparg eu un ou de cap. Ca ăla, mai ții minte? Cu, când erau bancuri cu Iosefini, n-ai prins vremea aia, ești mult mai tânăr. Nu, nu. Dar erau bancuri cu eu Iosefini. Eu am 58 de ani, da. Nu m-am prins de bancuri cu Iosefini. Erau bancuri cu Iosefini. Așa. Știi de Iosefini? A fost un mare iluzionist da, român. Da, da. Așa. Și... ce te gândești dacă... Bate ceva. Da, bâzie, a început să bată... Bâre ceva, da. Ah. Am crezut că e de la mufame. Cred că bate radio așa un pic. Mai stați mult? Așa. Haideți, domnule, haideți. Că vrea așa ți să facă emisie. Da. Cred că e Ciprian Muntele. Pentru că nu e în fața ușii să facă aici la 13-14. Așa. Muntele zice, hai că fac emisie pe mine. Așa. Așa. Emisie și gaze. Deci... mă scuzați. Și cineva a mers mult mai jos decât mine, a spus emicțiune. Ca să înțelegi că unchiul Mirel lives here. Băi, e bine că dacă dăm toate glumele astea proaste afară din sistem, vin alea bune pe țeavă. Dar da, trebuie, da, da. Trebuie astea date afară, da. Nu, da. E minunat așa. E ca o clismă, practic. Exact, da. Și de-abia acum putem să vă spunem zbor la cafeluță. Să le spun bancul cu Iosefini sau după aia? Hai, puteți să luăm și o pauză. Să le spun bancul... Revenim cu bancul cu Iosefini. Lasă-i să... Ce? Le spui tot acum? Să le spun tot acum bancul? Nu, nu, nu. Să le spun după aia. După aia, mă, ca să mai asculte. Să mai asculte, da. Da. Să mai asculte. Că dacă nici pentru un banc cu Iosefini nu rămâi... Da. Nu, rămâneți aici. Adică, în afară de Teo, ar fi singurul motiv pentru care ați rămâne în emisiune. Cea mai bună emisiune da. Matinală. Emisiunea, da, radio, da. Aia. Așa, bun. Și cum scria, mi-aduc aminte, când am fost eu la armată, scria pe zid acolo la triaj unde te dezbrăcai, scria: nu vă mai urinați. Morning Glory. Stay tuned or you'll be sorry. On Rock FM. Revenim imediat. E, știi, uneori în viață, după ce trec toate lucrurile astea și se așează amintirile încet, te întreb dacă nu ar fi fost oare mai bine să-l sunăm pe Măruță acum, să-l punem față în față cu Teo la aproape 3 ani de când și-a spart fără să vrea 4 ani un ou în cap în direct. Nu aș vrea. Pentru ce? Nu aș vrea să-l deranjez acum, dar la aniversarea 10 ani de la acest moment promit să vin aici și să facem asta. Și în plus tragem la răspundere pe tovarășul Măruță. Și în plus, bineînțeles, câți ani de acum înainte o să-mi spună în continuare Sarhu, pentru că nu ne putem concentra deloc la dicție. Și unde a dispărut emisiunea în care au fost invitați, și-a deschis Teo în continuare Baierele Sufletului aici, o emisiune despre vulnerabilitate și nu despre ce predă Oscar Peterson. Oscar Peterson. Nu pot să-i spun altfel. Așa am învățat eu Peterson numele, okay, okay. Cu Oscar. Da. Acolo a rămas. Ne-a povestit că a fost la o emisiune de Adrianei Bahmuțeanu. Nu știu de ce îi spunem emisiune, dar oricum aia era. Avea formatul unei emisiuni de televizor. Imita formatul unei emisiuni. Și era pe ceva ce se numea canal. Așa că... Okay. Da. Și împreună cu Dor Octavian Dumitru. Da, cu Costel și cu Dor Octavian Dumitru am fost la doamna Adriana Bahmuțeanu în emisiune. Da, acum mulți ani, cred că sunt 12 ani. Da. Da, da. Nu există, din păcate, internetul nu reține tot felul de prostii de la Măruță, dar o emisiune de calitate de la Diana Bahmuțeanu, la care citesc din Teo, au râs toate babele din Ștefănești. Da. S-au făcut ștrumpi la față, s-au făcut, au rămas fără aer. Ce înseamnă, da, mai puține accidente. Am văzut în acest weekend prelungit mai multe accidente vasculare, presupun de la... accidente rutiere, mai puține. Chiar au fost. Mai puține. Da. Deci înseamnă o emisiune de calitate în care avem servicii... automat, refill automat. Da. Este incredibil. Nici nu se uită invitatul, paharul revine umplut. Doamne. Da, este o calitate absolut superioară. Vreau să te întreb, Teo, înainte de a ne interzice ăștia emisiunii. Da.
Mulțumesc. Primul echipaj uman de pe Marte ar putea fi format numai din femei, pentru că sunt, ci că femeile fiind mai mititele, așa scrie Hot News la rubrica știință. Mai multe. Deci la rubrica știință, probabil că se pot înghesui mai ușor. Sunt ca pungile vidate, știi, cu cămăși. Ai tras aerodiniere, pungă mare, multe cămăși. Deci nu sunt americanci. Deci femeile fiind exact mai mititele. Oh, stai că s-a dat fatal, adică că fiind mai mititele, deci nu sunt din America. Da, au ochii mici, nu consumă atâta rimel. Zi, Silvia. Da, mă, da. Da, mă, dar cum să spun, acum când toată industria de fashion merge spre plus size, acum în momentul în care avem manechine rotofeie în vitrine la mall, în momentul ăsta noi presupunem... Manechinele pe pământ? Scobitorile în spațiu. Da. Scuze. Aole, sunt în pericol. N-ai văzut câte scobitori în cap într-o capsulă? Exact. Că așa, cum ar fi, așa le-au cum ar fi să ai două foarte groase? Ce da. Faci cu el? Și bineînțeles... La cine folosește nouă scobitoare foarte toate groase? Toate ies printr-o găurică atâtică. Când se duc. Păi cum era Loredana Groza în... zi-mă filmul ăla, A doua cădere a Constantin Plus. Așa, da. Când trebuiau așa. Să treacă la concursul de Miss prin... forma conturul aia, cut-out-ul ăla. Bă, ăla este un moment. Ăla între vor un perineu al cinematografiei românești. Când trebuie să treacă prin contur la. Și dacă erai prea grasă, nu încăpeai prin contur. Deci la fel și scobitorile au găurica aia, ca să se asigure că nu e sarea grasă. Și da. La fel probabil că și intrarea în naveta spațială e făcută mai strânt, ca să nu facă. Da, oricum pe Marte gravitația este mult mai asta mică decât mea. Pe Pământ. Asta e faza. Înțeleg. Gravitația e mai mică pe Marte. Da. Suntem siguri de asta. Suntem de 9,8 la noi. Suntem siguri de asta? Așa mult s-a dat la noi? Da. Stă bine. Atât a crescut gravitația, mă? Da. Bă, dar cât mai crește ăștia gravitația, mă? Bă, atât au crescut ăștia gravitația. Bă, crește ăștia gravitația și bate joc de oameni. Păi cât să mai... Accelerația gravitației. Eu acum înțeleg de ce duduim așa, că pe vremea mea nu se auzea când urcai scările. Păi da. Bă, acum se aude, bă, frate, au mărit, au dat ăștia mai tare. Au dat gravitația mai tare, ca să ne țină la pământ. Buduie vecinul de deasupra. Dun. Se aude și apa în cadă cum face așa. Înainte aveam bila aia micuță, se auzea... Da. Acum se auzea... Pu! Da. Da, dacă gravitația într-adevăr este o treime pe Marte cât este pe Pământ, e clar de ce au trimis întâi doamne acolo. Ca să se simtă mai ușoare. Da. Și deci pe Marte într-adevăr vor fi doar femei ușoare. De-aia nici nu duduie economia marțiană. N-are gravitație. Deci femeile fiind mai mititele, înțeleg cum e posibil. Alo, rubrica, redacția știință, Hot News. Nu faci tu mișto, asta scrie în articol? Asta scrie în articol. Că femeile sciencehotnews.ro fiind mai mititele, Da. Necesită cu 26% mai puține calorii. 29% mai puțin oxigen și 18% mai puțin apă decât bărbații. Bă, dar necesită 1000% mai multă atenție. Asta spun, dar atenția și oferă ele între ele. Da. Ele cultivă atenția între ele pe navetă. Se mai să spun și alea acolo. Da, și își rup costumele cu dinții. Și să vezi atunci consum de oxigen. Uite, Mihai, că nu degeaba, ci pentru că e foarte prost, nu prost, este aici. A spus 18% mai puțină apă, dar... Cu și cât e mai minte vezica, ne întrebăm oare? Băi, este incredibil articolul ăsta. Eu nu credeam că faci mișto, mai ales de cuvântul mititele. Nu. Mai mititele, fiind mai mititele. Da. Este extraordinar, știi că ați văzut documentare despre primele generații de astronauți? Că erau ăștia cu the right stuff, cu ăștia, că trebuie să fie în formă fizică, inteligenți, toți fizicieni, ingineri, rezistenți fizic, nu știu ce. Așa. Prima generație de astronauți, primii oameni în spațiu, trebuiau să fie cele mai bune exemplare ale speciei noastre. Iar acum, la femei, ce contează? Să fie mai mititele. Da. Deci, acum n-ai pa știe ce. Mă, mititele să fie. Da. Să fie atâtic așa. Da. Deci să le încapă în buzunar. Exact. Femeia atâtic așa. Da. Nu există femeia atâtic așa? Așa. Trimite niște de-asta atât așa. Nu, de ce nu e făcut din domnișoare midget? Dacă tot ce contează e să fie mici, pe cuvântul de onoare. Mici cu muștar. Dar serios acum, dacă asta contează la astronauții, acum să fie mititele. Și zic că ieși și de 1 mai știrea asta cu mititele. Îți dai seama? Da. Azi e 1 mai ce știre cu mititele. Iese mai, bine da. Pe SEO, pe Google. Da. Nu e marți. Caută mititei pe Google mai. De 1 mai. 2 mai. Nu se termină. Da. Au zis, bă, tată, toate site-urile au rupt cu știri cu mititei, hai să băgăm și noi știri cu mititele. Dar îți dai seama când se întorc acasă de pe Marte? Mititele se referă la chiftele? Da. Și îți dai seama că dacă bagă și bărbați,
și da. Umblă dezbrăcați aia prin navetă, fiind și frig acolo. Și femeile pot să-i spună băiatul, băi, mititelule, vină cu acest. Da, de asta i-a luat pe ăștia, că sunt mai mititei. Da, 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 i-a luat mai micuți așa, ca să încapă mâncă. De la frig, știi cum da. E. Da, da, asta și intră e. Și unul în altul așa, ca să ocupe mai puțin spațiu. Să cerem exemple de femei care ar putea să meargă în spațiu. Orice femeie poate să meargă în spațiu. Pentru este că este 2023 mititică. Și da, orice femeie este mititică pentru că e femeie și poate să meargă în spațiu. Deci, nu-i spui tu unei femei unde să poată să meargă și unde nu poate să meargă. În asta primul în primul rând. Period. Da? Period. Corect. Da, așa, da, 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 da. Și în al doilea rând. Ce avalanșa greșelilor. Traduce asta, perioadă. Dacă da. Traduci în română, da. Scrii gluma. Da, da, da. Bune, da. Perioadă. Deci nu-i spui tu unei femei unde poate și nu poate să meargă. Și în al doilea rând, ea poate să meargă oriunde. Și în al treilea rând, să taci dracu de porc. Asta vreau să spun. Da. Deci cer exemple de femei care n-ar putea să meargă în spațiu. Asta e mai amuzant. Da, bineînțeles. Deci în loc de period, poate să spui stop. Stop, da. Da. Deci femeile poate să meargă oriunde. Stop. Și dacă nu merg, e problema lor. De ce? Stop. Stop, exact. Oh, Dumnezeu, 2023, România, ultima frontieră. Atât, noi am rămas, după care vine corectitudinea politică. Bine, ăștia și nu mai poți să zici nimic. Nimic. Nu mai poți să zici nimic. Că, spune tu în America, acum că sunt femeile mititele, să vezi ce ții. Ești out. Du-te și tu în gardier mexican. Nu suntem mititele, da, exact. Nu suntem mititele, suntem cât vrem noi. Te bate soțul feminist cu femeia. Te lovești. Păi da, da, nu te doare tare că ea fi mititică. Și asta, da. Cred că ar fi omenește să ne oprim aici. Totuși. Serios? Da. Înseamnă că nu ți-a plăcut de mine azi, că de obicei îl țineam pe muntele, pe la poartă, pe acolo. Nu, îl văd acolo, săracul e... Păi, dar încă nu-ți grapțănă la ușă. Dacă nu-ți grapțănă la ușă, înseamnă că mai e timp. Și asta, da. Da. Mulțumesc mult de tot celor care au îndurat acest noi an de inepții și vă invit pentru multe alte inepții pe 10 mai, sala Palatului Teo. De ce se numește Cornel, așa? Undeva la mijloc? Da. Pentru că suntem undeva la mijloc din toate punctele de vedere. Și ca vârstă, după cum zici, bine zice Vio, sperăm noi că suntem undeva la mijloc ca vârstă. Și ca vârstă și ca, cum să spun, punct în carieră și ca nivel în, cum să spun, în jungla stand-upistă românească, suntem undeva la mijloc. Nu suntem nici prădători de top, nu suntem nici ultimul crab pe fundul mării, suntem așa, undeva la mijloc, din toate punctele de vedere. Da, și adevărul e undeva la mijloc. Păi, de-aia noi suntem adevărați. Suntem adevărați. Da, pentru că noi și adevărul suntem undeva la mijloc, da. Da. Deci, soluții mai... pentru învățământul românesc înainte să pleci? Nu știu dacă ai citit da, reacția... Da, am o soluție foarte clară pentru doamnei ministru, românesc. Că a zis că trebuie în clasă, ca să nu mai fie rezultate slabe, ca la toate disciplinele să fie citite cu voce tare anumite enunțuri și apoi acestea să fie discutate cu elevii. E real. E real. Spune-mi dacă... A propus de asemenea și la școala de șoferi să se manevreze volanul și schimbătorul de viteze. Apropo și asta, nu? Da. Azi, ca să se învețe mai bine condusul, trebuie să apăsăm pedale, să învârtim de volan, să respectăm semne circulație, să se facă asta și totul merge cum trebuie, nu? Da. Da. Băi, să știi că soluția pentru învățământ este soluția care este pentru orice problemă din țara asta, mai multă educație. Deci, atâta timp cât facem mai multă educație în învățământ, atunci învățământul va merge mai bine. E soluția, e simplă, nu știu de ce nu vede nimeni, sincer, îmi pare rău dacă sunt singur om deștept din țara asta, dar singura soluție la învățământ este educația. E, cum să zic, unele adevăruri te amuțesc. Da, 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 și îmi place foarte mult când te reduc la tăcere. Da, da. E ca atunci, nu? Când da. Da. Ceea ce îți dai seama că până la urmă atunci să nu uităm muntele, da. Hai tată, hai salvează-ne, hai coace. Am văzut din nou nu mai sunt așa de mulți câini pe stradă, dar din când în când, hei, din amon care galerie, nu fiu, poți să nu mai fi scârbă la radio. Poți să treci pe lângă scena unui accident, mai ales dacă a fost dog german înainte. Și să-ți dai seama că cineva de dimineață poate cu cafeaua, nu?
savurând și poate asculta chiar Morning Glory și neatent a călcat în... Da. Și a alunecat și... Poți să vezi acolo pe trotuar, poți să vezi o criză de nervi. Pentru că omul alunecă, vezi cum se duce picior, după aia încearcă să scape și după aia simți că a înjurat pentru că sunt multe urme. Tu cauți motive să dai cu mâna masă? Foarte multe urme acolo, da, și da, îl vezi că din când în când mai făcea așa, când așa se îndepărta de locul așa în care... Și în final... Care nu e urmă pe care o lași ușor. Da. Mai ales dacă ai niște încălțări cu crampoane așa mai de iarnă. Și în final vezi colțul borduii, da, unde acolo continuă. Da, 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 dar sunt borduile astea vechi în anumite zone, că așa nu le-au schimbat peste, da, tot, din păcate. Băi, dacă ar schimba bordurile în București, bă, nu-ți ia, mă, ce rămâne acolo între toc, da, și începutul, da, tălpii. Da, da, da. Nu. Trebuie să găsești o baltă. Trebuie să, sau un smoc de iarbă. Smoc, atenție, smoc, nu, de iarbă, un smoc, da, de iarbă. A început să bată Ciprian Muntele să-i punem apa afară. Unii oameni dui tu bolul cu apa afară. Auzi? Unii oameni bat munții patriei, pe noi ne bate muntele dacă mai stăm. Da. Așa că, bă, vremea extraordinară. Am și încuiat ușa, nici nu poate să intre săracu, el nu știe. Da, el s-a crânțărat. Da, nu, i-am pus afară apă și... și boabe. Da, niște boabe, da. Și preșul. Că tot e ziua preșului. Vremea extraordinară, știi că el merge cu mâinile așa depărtate de corp. Așa? Și am avut azi o rimă. Vezi ce zici, ca să puteți să ieși din studio tu. Vremea extraordinară, pepenaș la subțioare. Stai că acum ajunge și la el. Stai că acum ajunge și la el. Dar a ajuns gluma și la el. Bă, dar jur, auzi, cât de departe e muntele? De a ajuns de-abia acum. Nu, el ascultă pe internet. Da, mă, da, înțeleg, înțeleg. Dar a fost amuzant, că tu își părea aproape și a plus durat foarte mult. Plus care e un delay natural și... E ecoul de la munte. Asta îmi place la tine, Esarhule, că te pui bine cu toți colegii. Asta îmi place. Știu, deci, să mă fac plăcut. Îți place tot colectivul și tot colectivul te place pe tine. Toți mă iubește, toți mă respectă. Da, da. Dar era ăla, știi, cu Orbu și Bâlbâitu, care mergeau pe stradă și Orbu dă să calce într-un rahat de câine. Așa. Și Bâlbâitu zice, bă, 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 bă. E unul dintre bancurile. Bine, bine care... ați venit la radio. Este, e o bucurie să, da, să discutăm despre, băi, cinema. Băi, stai puțin. Te rog frumos, Răzvan, ai promis ceva? Ce? Ah, bancul cu Iosef. Ah, bancul cu Iosef. De asta toată lumea geamă. În altă emisiune, când vin Vio și Costel. Da. Deci, stați geamă. Dar nu știe. Nu știi? Nu știu, dar hai că mi-l zici după aia, că eu chiar vreau să rămână oamenii agățați, să fie interesați acolo și să vină la... Bine, ok. Să, da, vină, no, neapărat. Deci am făcut o prestidigitație, da, așa se numește? Da. Prestidigitație, ia, da, zi, prestidigitație. Prestidigitație. E bun. Foarte, da, bun. Silvia, ia zi. Prestidigitație. Așa. Prestidigitație. Prestidigitație. Asta e foarte bun pentru etilotest. Da, 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 da. Prestidigitație. Deci vor veni și Vio și Costel în curând, tot aici la... Peste vreo două zile, da. Tot aici la Morning Glory și a nu uita... de tine, să nu, știi? Nu uita să le spui bancul cu Iosefini. Da. Da? Mi-aduc pune aminte, mi-aduc aminte, da. În calendar? A intrat muntele în studiu. Mă... Și se urcă până acum, să vezi că mă murdește pe tricul. Da, da! Excelent! Așa intra muntele, știi? Le chem de joacă. Bravo, băiatul, bravo, băiatul. Îl ținem pe burtă. Îi mai dăm două crânțănele. Și gata. Măi, ia brânza de acolo că îi se lipește. Nu mai ai brânza. A, bun, bun, perfect. Că n-are voie. N-are voie. Da, băiat. Haide, îi dăm și lui bucățică de brânză. Nu mai e. A fost cu mine de afară, nici n-a răsturnat iarăși. În fiecare dimineață răsturnă bolul cu apă aici. Excelent. El nu știe că e mare și vrea să bage în el, mă, drăguțul de el. Nu știe că e mare, mă, că e caură. Nu știe că e mare. În această atmosferă extraordinară, prefer să vă spun la revedere, altă dată bancul.
Vă pupa dulce pe ceacră, vă mulțumim foarte mult. Morning Glory on Rock FM.